Este adevărat că transportul și tratamentul victimelor de la rafineria din Ovodar nu va fi suportat de familie, însă nu putem să nu remarcăm situația cu care ne confruntăm de fiecare dată în cazul unei astfel de tragedii. Lipsa paturilor pentru mari arși. Nu este vorba de un deficit la nivel de județ sau de municipiu, ci despre o statistică sumbră la nivel de țară. Dă-i în p***a repede, băga în p***a. Dă-i în față! Medicii spitalului de urgență Floreasca, unde au fost îngrijiți cei doi pacienți cu arsuri în urma exploziei, și-au dat acordul pentru transferul în străinătate. Costul tratamentului, ce-i drept, va fi suportat de compania angajatoare. Pe toată durata tratamentului, precum și ulterior în recuperare, suntem alături de colegii noștri, atât de cei doi care au plecat, cât și de cel de-al treilea care este în prezent în Spitalul Județean Constanța. Le vom asigura tot suportul, suntem în contact direct cu medicii curanți și, bineînțeles, cu familiile acestora. Transportul a fost asigurat de autorități. Cei doi bărbați de 53, respectiv 58 de ani, au arsuri pe aproximativ 35% din suprafața corpului. O a treia victimă este internată la Constanța, iar medicii spun că ar putea fi externată zilele următoare. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă. Toate variantele sunt luate în calcul. Adică nu este exclusă niciuna dintre variante pentru... Deocamdată sunt așa fărâme de informații, avem timp să le punem cap la cap și să vedem care au fost cauzele sau cauza producerii evenimentului. Experții ISU trebuie să stabilească acum cauza exploziei. O anchetă a fost deschisă și de Inspecția Muncii, care a cerut companiei actele victimelor, și rafineria a deschis propria investigație internă.